găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară am invitat în studioul nostru niște oameni speciali pentru o emisiune specială la concurență cu meciuri de fotbal internaționale și interne. Ne propunem să discutăm cu totul altceva decât ceea ce se discută în principiu aici la emisiunile noastre. Așadar, am invitat în studioul nostru pe domnul Ștefan Iordache, actorul Ștefan Iordache. Domnia sa nu are nevoie nicio prezentare și cu toate astea noi îi facem prezentarea, adică îl prezentăm, domnul Ștefan Iordache. Și domnul Dan Pița, un prea cunoscut regizor, care își notează ceva de ce trebuie să spuneți în emisiune? Nu, ceva ce am uitat eu. Intuiți întrebările pe care vi le va pune domnul... De cumpărături de... Sfântul Nicolae. Ah, ce vreți să cumpărați de Sfântul Nicolae. Pretextul acestei emisiuni ar fi Noiembrie, ultimul bal, un film regizat de domnul Dan Pița în 1987, după romanul Locul unde nu s-a întâmplat nimic de Mihail Țadoveanu, unde domnul Ștefan Iordache, prezent în această seară în emisiunea noastră, joacă rolul principal. Mi-aduc aminte în 89, când prin luna noiembrie chiar intrase filmul pe piață, cel puțin la Caracal, unde... No, la Caracal. La Caracal s-a răsturnat. L-ați văzut, dar e... În noiembrie. A ajuns mai târziu acolo. Da. Când a fost pe piață noiembrie, ultimul bar? În sfârșitul august, începutul septembrie. Da, în Caracal s-a întâmplat să ajungă tocmai prin noiembrie și... Lumea vorbea foarte insistent și de asta aș vrea să vă întreb pentru început, dacă are vreo legătură sau legătura a fost făcută mai mult sau mai puțin forțat cu congresul partidului care se vroia atunci de către toată lumea a fi ultimul bal. Că până la urmă filmul a fost scos, nu? Cum s-a întâmplat? Filmul trebuia să se numească inițial Locul unde nu s-a întâmplat nimic. Și pentru că în perioada aia, în țara asta, nu puteai să spui că e un loc unde nu se întâmplă nimic, ni s-a sugerat să schimbăm titlul. Și atunci directorul casei, Radu Stegăroi, împreună cu scenaristul Șerban Velescu, și împreună cu mine am găsit acest titlu, care de fapt nu reprezintă decât o replică din Țadoveanu. Uh-huh. O să vedeți și în film că la un moment dat un personaj de acolo, un personaj care mi-e foarte drag și ca personaj, dar și ca om care a interpretat, e vorba de Florian Potra, profesorul de critică cinematografică și de istoria cinematografică, o mare personalitate, care astăzi nu mai este și care juca rolul unui important personaj din urbea respectivă, din locul respectiv. Și el dădea la un moment dat o replică prin care spunea ne vedem în noiembrie la ultimul Autoritățile de atunci, comuniștii, cum ar veni din 89, n-au fost de acord cu titlul Locul unde nu s-a întâmplat nimic. Paradoxal e că nu prea s-a mai întâmplat nimic în România. Dar nu aveai voie să spui asta. Nu aveai voie, da. Era interzis. Nu, e greu de stabilit cine anume nu era de acord cu titlul, pentru că... Păi fi unul din ăștia de acum. Lucrurile circulau așa de la ureche la ureche, de la gură la ureche și toată lumea se speria înainte de a ieși un film pe piață, dar nu cumva avea filmului probleme, da. Bun, și cine a făcut legătura asta? Poporul, legătura asta cu noiembrie, ultimul bal, filmul dumneavoastră și noiembrie, ultimul congres al PCR? Cred că foarte multă lume a făcut legătura asta, dar fără să se gândească la conținutul filmului, ci doar la titlul filmului. Mi-amintesc că... Dar că dorința a împins oamenii să facă această comparație. Treceam așa pe bulevard într-o mașină, conducea un... Erau bulevarde și înainte? Și mașini? Magherul, și... pe Magherul. Era bulevard și pe Magherul. Să mergeam cu mai puțină agitație. Și la un moment dat șoferul de taxi îmi spune, domne, ăștia o să scoată filmul ăsta. Păi cum să scoată, că e filmul meu? Domne, o să scoată, nu vezi că e ultimul bal, la ce vă referiți? Mm-hmm. Ești probabil că, uite așa, de la un mic taximetrist, lucrurile au degenerat. De ce îți dă domnului Iordache rolul principal? Nu v-ați plictisit să-i dați rolurile principale? Domnul Iordache l-a cucerit prin...
talent și prin munca pe care... Concurență mare, concurs. A fost concurență mare până acolo. Da, așa se fac competiții totdeauna. Ce a însemnat filmul ăsta pentru dumneavoastră, până să întrebăm pe domnul Pisa? Noiembrie, ultimul bal. A avut vreo semnificație aparte sau a fost un film în lista filmelor pe care le-a jucat? Filmelor pe care... Nu, care v-a făcut era un scenariu ofertant. Puteți fi și ironic la emisiunea asta, nu neapărat interesant. Păi de unde știți că nu sunt ironic? Păi nu știu, presupun. N-am, pe motivul ăsta n-am cum să fiu ironic. A fost un scenariu ofertant, un rol important. Lucram cu Nenea Dan și... Nenea Dan? Da. Așa îi spuneți, Nenea Dan. Mă simțeam pe de acum. Da. E mai mare ca mine. Da, nu din toate punctele de vedere. Da, așa, și bine, așa, ca vârsta, dacă studiezi mai mic. A intrat mult mai târziu în școală. Asta e, așa s-a întâmplat. Eram actor de mult când dădea el la institut. Am dreptate. Se dădea și greu la domnul Pizza, când dădea domnul Pizza. Da, și una, că deci, când iar zic deci, Doamne Dumnezeu, nu scape niciun român de cuvântul ăsta. De ce, trebuie să scăpăm de el? Spune-ți așadar. Așadar, în consecință, a trebuit să lucrez cu Dan. El creează întotdeauna o atmosferă extraordinară, mai ales la pregătire, când repetăm ca la teatru. Căutam personajul feminin, l-am găsit cu o zi, două înainte de a începe filmările. Bine că nu l-ați găsit în timpul filmărilor. Se putea și asta. Se putea întâmpla. De multe ori începi un film și nu știi cine joacă scena din finalul filmului. Și am găsit o fată care o chema Șoimița Lupu. Zic, bă, cum te cheamă Șoimița? Se mâncau unul pe altul, nu? Cele da, pe da, numele. Dar zic, dar ce te botezat Șoimița? De la Șoibii Patriei, nu? Ah, de atunci da, zis Șoimița. Da, Șoimița, da. 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 Ștefan spune că e o fetiță. Acum e prim balerină. O tânără balerină, care după aceea a făcut o frumoasă carieră în teatru de balet. Și... Și în film n-am dacă mai e în țară acum. Nu, m-am întâlnit cu ea, m-am întâlnit cu ea în aeroport la Roma. Veneam împreună, veneam vizită. Dacă nu era ea cu Ștefan Bănică, cred că muream acolo în aeroportul ăla, că nu mă descurc. Nu, că am văzut, parcă am văzut pe Dumnezeu. Nu, parcă erați rupt când în aeroportele astea mari, n-ați fost? Ba da, și eu sunt la fel, dacă nu mă țin de o geamantan ceva, n-ajung la capăt. Dacă nu mă țin de altul altern, am crezut că... Nu, dar e nebunie și sunt mari instalații de astea la care îmi trebuie. Ea e acolo și a fost și la mine la țară vara asta, ea cu Ștefan. Cu Bănică și au o școală de balet acolo, ea dansează și a ajuns o mare balerină. Cu Ștefan Bănică junior? Nu, Ștefan Bănică a fost mare balerin. Ah, spuneți așa, ca da, să da, nu da, păi există timpul, confuzie. Tot timpul îi ciondăneam că... Că-i cheamă la Ștefan Bănică, filmul e cu totul special. Eu mi-aduc aminte, l-am văzut atunci, în noiembrie, și e un film destul de ciudat, mai ales pentru vremurile alea. O lume dintr-un târg, oarecum aristocratică, imagini de vis absolut senzaționale. Pentru mine a fost foarte ciudat filmul văzut la vremea respectivă și exista și replica aia demențială într-o vreme în care pâinea costa, pâinea se găsea foarte greu sau era dată pe rație, un câine o pâine. Și era repetat obsesiv la un moment dat, nu știu dacă noi avem un montaj, trebuie să le spunem telespectatorilor că avem un montaj cu câteva minute din acest film în care să introducem în atmosferă. Și după aceea să continuăm să discutăm despre ce înseamnă să faci regie, să faci film, să fii actor în ziua de astăzi. De ce cam, ați făcut acest film? Multe lucruri vreau să discutăm așa. Păi până să termine meciurile astea, că deși așa au trecut 20 de minute. De ce ați făcut filmul ăsta? În primul rând pentru că mie îmi place foarte mult Sadoveanu. Și Sadoveanu oferă pentru o cineast o materie extrem de importantă, mai ales pentru că este foarte profund, e foarte vizual și prezintă niște caractere pe care nu le întâlnește în orice tip de literatură. Mie îmi place Sadoveanu și sunt încă în căutarea unui producător care să dorească să ecranizeze Sadoveanu. Este o carte foarte importantă care mie mi se pare una din lucrările lui cele mai faimoase, Noaptea de Sânziene, nu are nicio legătură cu romanul lui Mircea Eliade, mai ales că e scris mult înainte.
și care e foarte oferă, mă rog, să mă inspir sau să reușesc să fac un film după acest, e foarte interesant și foarte izbutit roman. Și ce lipsesc? Banii lipsesc, nu? Deci, banii. Banii sunt, deci nici pizza nu poate să facă film în România în momentul ăsta. Ultimul film a fost în 97, dacă mai țineți minte, da, Omul Zilei, cu un scenariu scris de Radu F. Alexandru. Sper ca Radu să reușească acum să mă ajute ca să facem și al doilea film, pentru că noi avem deja un concurs câștigat la ONC. El a scris un scenariu de actualitate, pentru că îl interesează foarte mult să se exprime spre lumea de astăzi. Și scenariul foarte interesant. Chestie care zic eu că e cumva împotriva, fiind și implicat în activitatea politică, e mai greu să privești deasupra lucrurilor. Dar probabil că acest lucru îl faceți dumneavoastră. Și iar o să-i dați rolul principal domnului Iordache? Domnul Iordache este vizat în distribuție, el știe și a dat acordul mai demult, dar să vedem, pentru că au mai trecut niște ani. Vedeți că e surprins. Au mai trecut niște ani. Și s-ar putea ca... Da, și ăsta e un proiect care stă de mulți ani așteptând finanțare din partea unei case de filme private. Asta încă câte nu știți cam cum arată legea. Nu. Nu știm câte case, pentru că apar case și dispar așa ca melcii după ploaie. Nu mai sunt case de stat, ci toate sunt particulare și legea obligă producătorul să aducă 51% din bugetul unui film. Și eu cred că este imposibil. Câte filme s-au făcut? Abia acum s-au făcut niște modificări în această legislație care a funcționat ani de zile și se pare că se va ajunge pe la un 60%, la un 70-80%. Este foarte mult... Deci 60-70% bani pe care se aducă statul, restul de 30%. Câte filme s-au făcut anul ăsta în România, domnilor? Nu știu, dar nu pe noi trebuie să ne întrebați, pentru că... Pe cine? Sunt singuri în emisiune. Un prieten. Cine se ocupă de cinematografie și cine... Nu s-au făcut prea multe, dar nu s-au făcut din diverse motive. Pe de o parte că banii pe care îi primește cinematografia sunt insuficienți pentru o producție importantă. Și din al doilea motiv ar fi că casele producătoare private, particulare, nu pot găsi surse de finanțare decât dacă sunt ajutați, fie de televiziune, o televiziune particulară cum sunteți dumneavoastră, așa. Antena 1 sau ProTV sau Televiziunea Națională, lucru pe care Televiziunea Națională l-a cam făcut. Televiziunea Națională l-a cam făcut și înainte de emisiune, l-a făcut bine. Pentru că sunt banii statului, domnul Pița. Nu știu de unde vin banii la Televiziunea Națională, de la contribuabil. Nu, eu cred că există un sector de publicitate acolo care poate oferi un buget important pentru seriale de televiziune, pentru filme. Da, domnule, pentru că la ei, cum să zic, ar fi bine să se miște și celelalte televiziuni. Deci acolo, aici, dacă n-ai bani, a doua zi ai închis postul, da? Acolo îți permis pentru că vii, banii sunt dat de la stat. Mă înțelegeți greșit, că nu vreau să critic televiziunea. Nu, dar vreau să critic legea care nu-i permite... Eu vreau să critic eu. Dați-mi voi să critic eu. Televiziunile. Nu, păi, dar în momentul în care dumneavoastră spune, domne, că la TVR se face film și de televiziune particulară... Este un adevăr ăsta. Păi e un adevăr, dar v-am zis, bazat pe faptul că acești bani vin de la stat. Televiziunile private nu sunt subvenționate și trăiesc pe propriile picioare, vă rog. Dacă ar vrea o televiziune particulară, dacă ar avea în plan pentru rating, cum se numește? Pentru rating? Nu, rating, audiență, m-au și pe mine, m-au îndoctrinat ăștia. Nu, în Oltenie nu e cuvântul ăsta. Rating n-apare. Cobiliță, da, rating nu. Deci pentru cobiliță. Da. Așa, ar putea face dacă nu se poate face. Dacă de vrea ce? Cineva, cât costă un film, domnule Iordache? Se poate, pentru că acum legea îi permite să intervină cu sume importante sau să sprijine un proiect al unui privat. Costă destul de mult un film. În dolari, vreți să vă spun. 4 miliarde de lei, în America, nu? Costă mult mai mult. Mai mult.
Mai mult costă un film. Un film cu un buget mediu, să zicem așa, e spre 7-8 miliarde. Dacă nu 7-8 miliarde un de, buget lei, mediu. De lei, de lei. Dar leu ce mai e astăzi? Un film mai mic, 2-3 persoane. Asta ce înseamnă în dolari? Înseamnă câteva sute de mii de dolari, 100, 2, 300 de mii de dolari. Iar America produce filme anual. Da. Anual de zeci de miliarde. Da, televiziunile sunt doar televiziunile foarte mari care își permit să producă seriale. Iar acele seriale, dacă n-aduc cobiliță, adică așa, audiență, sunt terminate. Sunt sublumate, chiar dacă sunt interesat. Deci noi am pășit pe... Nu trebuie să ne comparăm noi cu americanii. Nu ne comparăm. Nu. Dar noi am pășit, vorbim de Antena 1, că aici lucrez, da? Am pășit pe tărâmul ăsta al televiziunilor comerciale. Și supraviețuirea ta este legată de cobilița de care vorbeam mai devreme. Până una alta. Nu are timp să facă experimente o televiziune, din păcate. Nici măcar nu încearcă. Păi, dacă încearcă, nu vă spun, dacă încearcă... Nu e vorba de asta, că putem discuta foarte deschis. Nu stă nimeni să ne taie cadrele aici. Să nu zică cineva ceva mâine. Ne dau afară, ne întâlnim la dumneavoastră, la Gruia, acolo. Sau la Caracal. La Caracal nu mai am nimic, că mi-am adus părinții aici. Ne întâlnim la Gruia, sub nuc, acolo, și ne mai cade câte o nucă. Ce aveți cu acest oraș, care mie mi se pare foarte interesant și... Ești teatru național. Este, dar știți că l-au excavat înăuntru, acolo, e întreaga nebunie, pentru că a vrut să-l mute și acum, între timp, a mai luat și foc. Sunt câțiva oameni de bună credință de acolo care vor să-l facă și probabil că vor reuși să-l facă. V-am văzut la Caracal înainte de 89. Am fost pe toată țara, și nu mai la Caracal. Nu, am zis că v-am văzut la Caracal. Acum cu trăieră mai puțin. La Caracal erați mai bine pus în valoare. V-am întrerupt, am vrut să spuneți ceva. Nu vreau să... Nu, de bani de cinema, cât costă un film. Costă mult. Să spun mai multe decât e nevoie și cât e necesar, dar... Nu, trebuie să spuneți tot ce știți, că la noi așa se întâmplă. Cinematografia trebuie sprijinită, în primul rând, prin legislație, în al doilea rând, prin... proiecte, pentru că sunt o serie întreagă de proiecte care stau și așteaptă. Eu zic că sunt destule cărți care merită să fie ecranizate. Și în al treilea rând, cred că televiziunile sunt cele mai interesante, am zis bine, și interesate de a produce film. De ce? Nu sunt interesate. Păi asta e foarte rău. Hai să luăm un exemplu. Cât costă un film? 1 miliard, da? Am mai discutat asta. Păi nu trebuie puțin să plătească tot filmul televiziunea. Dar ce trebuie să facă? Televiziunea poate să intervină cu o sumă. O sumă care să însemne un 20, un 30% din bugetul unui film. De ce trebuie să împovereze o televiziune? Nu mai de dragul unui film, de dragul unei culturi, de dragul unei spiritualități și de dragul unor actori pe care lumea nu i-a mai văzut decât până Robingo sau până cine știe ce alte... De acord. Spanacuri. Ce a spus punctul pe ei? Numai de asta poate o televiziune să dea bani. De dragul culturii. Păi de dragul culturii. De dragul filmului. Din respect pentru niște actori care n-au apărut decât pe la Bingo. Sau dacă citim bine legea, vedeți că televiziunile sunt scutite de niște taxe și așa ar trebui să fie. Încă mai se lucrează la lege și la o legislație corectă. Televiziunile ar trebui să fie scutite de taxe atunci când finanțează un film și când finanțează un act de cultură. Să vedem acum că vin, se schimbă puterea. Poate vin acum legi mai bune care să ajute televiziunile să vină în ajutorul filmului, să vină cu bani, să-l difuzeze și așa mai departe. Bun, nu, da, oricine care ar veni, filmul nu trebuie... Filmul se distribuie în cinematografe, da? Da. Bun, Antena 1, de exemplu, o televiziune care a dorit să difuzeze acest film, nu poate să-l difuzeze până când el nu face, până când nu merge în cinematograf. De care film vorbiți? Ăla pe care ar putea să-l facă. Păi nu, îl face pentru televiziune. Nu. Serial de televiziune. Un serial de televiziune. Dacă, eu la asta am crezut că vorbiți. El, chiar dacă produce un film care este destinat sălii, să zicem, sălii de cinema, prin contract se poate stipula foarte clar peste o lună, peste două, peste trei, după ce filmul s-a epuizat în sală. Pe piața... Și vreau să vă spun că sala cea mai serioasă și cea mai bună nu e sala, e cea de acasă. Este ecranul. Cred că și acasă se mănâncă mult semințe și floricele. Mă rog, dar dacă cineva e interesat, poate să vadă ce dorește acasă. Da. Nu e obligat să se ducă o sală de floricelele, da, și semințele. Și seara mă aduc acasă, toți ceilalți au culcat și rămân semințele și mă apuc să ronțe până la 2-3 dimineața. Și îmi continuă ideea, cred că unul din partenerii cei mai importanți pentru filmul românesc este televiziunea, indiferent că este de stat sau particulară. Și trebuie gândit în acest sens, iar legislația trebuie modificată acolo unde e greșită. Corect, așa este. Când a jucat în ultimul film, domnul Iordache?
Când a terminat de Omul zilei. De atunci n-ați mai jucat. Păi l-au dat afară pe el de la casa de filme, de la Solaris, s-au plecat el de acolo, nu i-a mai dat voie să... Și n-ați mai primit nicio ofertă în acest timp? Ba, parcă... Oferte mai primit. Da, dar... Nu s-au terminat filmele. Nu s-au terminat filmele. Nu, nici mai țin minte, nu, și m-am și retras de așa din cinema vreo 2-3 ani și cred că încă mai mult timp de acum înainte. De ce? M-am întors la prima dragoste. Teatru. Teatru. Și unde jucați acum? Unde vă pot vedea? Eu la Național. Spectatorii. Să facem reclamă? Da, sigur. Da, la Național. Veniți, dragi spectatori. La Scrisoarea Pierdută, unde trebuia să fim parteneri. Da. Și la Barrymore. Am două la Național. Cât o mai fi Cuza, după aia cine știe. Și, păi vine doamna Cercel. A fost asta în emisiune. Am văzut emisiunea. Puneți-mi, vă rog, și film, de ce vreți să faceți pauza asta? Simțiți nevoia să vă retrageți în... Mă răsfăț puțin. Sigur că mi-ar place să fac un film important și să am de lucru și în cinema, pentru că e un lucru pe care îl fac de când mă știu. Dar nu sunt nici oferte, nu sunt nici scenarii interesante până acum. Și mi-e cam rușine să mai apar pe ecran așa. De ce? Că arătați destul de bine. Da, să nu mă deochez, domnul. Nu. Știți că am vrut să-mi pun și obretele astăzi, da? De ce nu v-ați spus? N-am găsit în casă, domnule, niciuna. Dacă eu vin eu cu pereche, nicio problemă. Voi vin mâine seara să vă vadă telespectatorii în obretele. Vin, intru și plec. Celebritatea dumneavoastră a fost mai mare înainte 89 sau după 89? Nu-mi place acest cuvânt. Celebritatea. Cobilița, rating, audiența. Așa. Și. Și înainte 89 era... Erau mai multe filme, se făceau mai multe filme, venea lumea la cinema, indiferent că era film românesc sau film american. Eu trec pe lângă sălile astea de cinema, pe unde mă prim și eu sunt pustii. Cred că e film american. Mă gândesc dacă ar veni la unul românesc. Poate ar veni, că le e cam dor de limba română la spectatori și la telespectatori. E adevărat. Le e un dor cumplit, nu știu, sau de orice, să vadă o poveste românesc. Spusă în limba română. În limba română și jucată de actori. Cred că le e doar de noi, de actori, la spectatori. Nu v-am întrebat întâmplător de ce, pentru că sunt foarte mulți actori care înainte de 89 erau adevărați idoli în România și să nu zic că s-au stins în memoria telespectatorilor după 89, dar nu mai au aceeași... Eu nu mă refer la, la televiziune acum. Nu, eu vorbeam de actorii de cinematografie. De cinema. De sală de cinema, probabil. Da, de sală de cinema. Nu ne cunoștea lumea după cinema sau după... Cum să nu vă cunoaște? Vă cunoștea. Vă cunoștea mai degrabă din sala de cinematograf și vă vedeau la televizor. Și confirmau faptul, uite, ăsta e ăla care a fost în filmul cu tare. Nu știu, vedeți că știți. Păi bun, și nu de-aia v-am... De ce credeți că foarte mulți actori n-au reușit să tragă această barieră a libertății? Care, cum să spun, faptul că nu mai sunt la fel de celebri, pentru că au fost celebri înainte 89, nu e neapărat vina lor. Dar care credeți că este mecanismul care a rupt, să spunem, puntea asta între public și ei? Pentru că... Păi, dacă țineți minte, imediat după Revoluție, lumea ne-a părăsit de tot, pentru că era spectacolul mai important pe stradă. Și pe scena politică. Și pe scena politică, să zicem. Deci tot era. Mi se pare îngrozitor, îmi cer scuze că vă întrerup, să nu pierd ideea, faptul că un politician poate să fie mai urmărit decât un mare actor în România de astăzi. Unde să fie urmărit? Pe stradă? Nu, pe ecran. Ecranele de televiziune. Pe ecranele de cinema. Vă spun că fac emisiunea asta de 5 ani de zile. Da. Bun, ia să cu vedete. Asta e nimic rău în asta. Păi ia să vă întrebe pe dumneavoastră. De ce nu faceți emisiuni mai dese despre cultură? E nefiresc. Păi nu mai jucați în filme. Nu mai jucați în filme. Lăsați-mă, domnule. Faceți acum că n-aveți voie să vorbiți de alegeri. Știți de ce? Nu, haideți să vă spun de ce. Nu, că putem să vorbim despre alegeri, nu e nicio problemă. Știți de ce sunt invitați politicienii? Pentru că e vorba de cămașa omului și de faptul că el n-are ce să pună pe masă. Și că și rezolvă chestia acum asta... cultura a devenit un lux. Cum a devenit un lux? Pentru oameni a devenit un lux. Pentru stat a devenit un lux. Pentru om este o necesitate. Nu, pentru stat a devenit un lucru de aruncat la lada de gunoi. Și cum? Pentru cine e lux atunci? Pentru oameni. Pentru oameni, cultura e un lux? Pentru oameni, cultura e un lux. Eu așa văd lucrurile în momentul ăsta. Deci pare un lux, se interesează mai mult. Cultura e ca și mâncarea, ar trebui să fie. Păi ar trebui să fie. Pe oamenii interesează mai mult sau să uită astăzi în gura politicienilor, pentru că... Domnul, când vă spuneți, e spectacol și acolo, e teatru.
Este, este, da. Ce faceți mea asta? Este, aici? Este, da. Vorbesc serios. Absolut, este, da, de acord. Replici, da, și scenarii, vă costă mai puțin. Da. Vă costă mai puțin, apropo da. De bani. Mai costă pe ei mai mult, că noi mai întrebăm câte ceva aici. Nu e simplu să aduni 3-4 politicieni, să-i pui să discute așa lucruri pe care lumea vrea, probabil să le asculte cu seriozitate. Nu vrea să asculte, și pentru că ține de viitorul lor. Gliseze totul spre o glumă sau spre niște bani. Eu zic bani. Că s-a cam săturat lumea de mult. Că vă spun sigur asta. Și eu cred. Din ce mai avut și eu așa până în sat și pe străzi așa și până la Oltenie. De ce s-a săturat? S-a cam săturat, zic. De discuțiile astea. De politică? De dezbaterile politice? Politică, socială, morală. Ce faceți dumneavoastră? De talk-show-urile politice, tot, nu? Da. De ce? Aceiași oameni. De ce s-a săturat? Pentru că lucrurile sunt aceleași. Păi se schimbă acum, vine garnitura nouă. Avem clienți noi, domnule. De-abia așteptați. Eu da, clienți, prospătură. Foarte bine. Aveți aceiași comentatori politici. Comentatorii politici rămân. De ce credeți că ar trebui să se schimbe și comentatorii politici? Le schimbați și pe ei, că poate... Nu. Pe domnul Brucan, dacă vă dau dumneavoastră șansa să schimbați pe domnul Brucan. Nu mă bag la comentarii. E altă categorie. Da, revenind la Ștefan Iordache. Ștefan Iordache Cristian e bun. Eu zic că sunt foarte bun. Da. E o celebritate. Încă nu putem discuta că el era mai cunoscut înainte de 89. Păi nu, și mai puțin n-am zis că e. Acum. Eu cred că e la fel. Da. Păi tocmai că domnul Iordache reprezintă, să spunem, excepția. Un mare actor foarte cunoscut de public și înainte și acum. Păi dacă am muncit, domnul Tucăci, am stat după, m-am ascuns după mese. M-am ascuns eu și după mese, dar am muncit, mi-am văzut de treabă. Treaba mea asta a fost, să fac film. Credeți că cât am putut, alți mari actori n-au încercat să muncească? Întrebați-i pe dânsii. Aici o chestie de... Sigur că da, atunci mi-a fost, mi-era și jenă, aproape după 89, dacă mai țin minte, dar chiar am discutat. Noi jucam în toate filmele. Jucai în filmele importante. În filmele importante, da. Păi doar ele erau, că nu prea au ceva. Așa. Dar ai jucat și în Șobolanii Roșii? Nu. N-ai jucat, nu? Nu. Ce, mi-aduc aminte, cred că singurul film pe care l-am văzut în perioada aia, în următorii 5 ani după 89, era Nebunia și Șobolanii Roșii. Să vedem ce înseamnă, ce înseamnă libertatea asta. Da. Bun, dar limbajul ăsta s-a păstrat în foarte multe filme, inclusiv la Domnul Pizza. Unde? Și în Omul Zilei. O înjurătură. Mai multe. Dacă oricum, vorbim de limbajul literar este una, dacă vorbim de limbajul cinematografic... Nu, de limbajul cinematografic vorbeam. Bun, dar nici nu poți să pui un om să discute și atunci când discută lucruri obișnuite în piață, să vorbească ca la Academie. Nu, eu, dar nu era un reproș. Am zis că limbajul a rămas într-o bună măsură... Păi, nu. Se folosește limbajul de pe stradă. Limbajul de pe stradă este mai apropiat de filmul care se întâmplă pe stradă. Dacă filmul se întâmplă și pe stradă, atunci ar fi nefiresc ca un personaj care vinde în colț semințe sau cine știe ce altceva, mere sau cum vedeți că sunt acum tot felul de comercianți ambulanți, ar vorbi, ar fi interesant să-l auzi vorbind ca la Oxford. Și să te întreb cum a ajuns el acolo. Eu cred că sunt și foarte mulți actori care au acceptat, pentru că trebuia să supraviețuiască în perioada asta roluri pe scena publică. Vorbesc de roluri de la televiziuni și fel și fel de moderatori, de chestii dintre astea. Și cumva s-a diluat și... E viața grea de multe. Da, absolut. Nu, dar nu sunt de condamnat. Nu e vorba de condamnat, eu nu judecam pe nimeni. Și nici nu judecat, pentru că mulți și-au găsit o vocație. Absolut. Unii sunt foarte buni în ceea ce fac. Însă sunt foarte mulți actori care n-au contract de muncă nici în momentul ăsta, nu sunt angajați nici măcar la un teatru, iar mulți dintre cei care sunt angajați sunt plătiți cu un salariu de 1.500.000 pe lună. Gândiți-vă cât ies. Da. Gândiți-vă câtă lume stă degeaba. M-am uitat aseară la un film. Nu mai țin minte cum se numea și m-am uitat. Păi n-a zis că vă uitați la emisiunea mea, acum v-am prins. Dar mă rog, după aia. Da, și pe tamburul de final, Dane, se dă, cum se numește, casting. Cine lucrează la un film. La o echipă, într-o echipă de câtă lume a rămas trăiește de pe urma acestei unui film. Și câtă lume, m-am gândit, moare de foame acum, mașiniștii noștri, electricienii noștri, croitoresele noastre, care lucrau la film, cabinierele, actorii, operatorii, nu mai spun de regizor, și tot ce înseamnă operatori, imagine. Operatori, imagine. Mi-am adus aminte, spuneați că ați muncit în acești ani și chiar că ați muncit.
Și a apărut o știrucă la un moment dat într-un ziar că domne și-a luat jeep Ștefan Iontache. M-a dur foarte tare pe mine. Din afară cineva un telefon și mi-a întrebat ce, dacă într-adevăr am mașină. Nu, domne, și dacă v-ați luat jeep... Păi stați o clipă, nu, că era... Îmi pare bine că aduceți vorba de asta. Nu, dar... Dacă vă luați un tir sau un tren, ziceam, da, domnule, dar bine că și-a luat Iordache un tir. E o mașină scumpă, dar nu m-a întrebat cât muncesc, domnișoara aceea. Da, că... chestia asta, că v-ați, și ce dacă v-ați luat și domnule? Suna, da. Și nu era, nu e, mașina nu e de anul ăsta, este de, are vreo 3 anișori. Bineînțeles că de la, că și-a luat Iordache Jeep era o mașină mai veche, v-a strâns banii după toți anii ăștia. Nu mi-am luat o mașină nouă, că nu-mi place să-mi iau mașină. Mă rog. Da, Ștefan Iordache a muncit atât de mult că putea să-și ia chiar un jeep și jumătate sau două jeepuri. Și nu era nicio problemă că și-a luat. Dar apropo de ziariști, pentru că tot mă lăsați-mă să termin acum. Că era vorba că spunea că eu câștig pe un spectacol sau pe lună 1,5 milioane, dovadă că are jeep. Deci zicea că am mult. Pentru 1,5 milioane mi-am luat eu jeepul. Am strâns bani de 30 de ani de când muncesc. Corect. Dar apropo de telefoanele astea, m-am întâlnit cu domnul Pița într-o întâmplare, într-o împrejurare fericită și îmi povestea de telefoanele pe care le primește de la fel și fel de reporte, să le spunem. Da, și îmi zicea, domnul Pița, la ce filmați acum? Putea să fie în baie? Toată lumea s-a obișnuit să-și rezolve prin telefon anumite treburi, dar chiar să dai un interviu prin telefon... Dar cum erau telefonul? Domnul Pița, ce faceți acum? Ce filmați acum? Ce filmezi acum? Spune-și pentru telespectatori, că era prea interesant ca să nu o repete. Nu, n-are rost să ne mai repetăm dacă tot am discutat-o. Era într-un cadru restrâns. Vă rog, cum? Deci ce vă sunau? Dacă ce-ați filmat? Întrebări de cronicăreasă sau de gazetăreasă. Adică întrebări destul de simple și la care trebuia să explici foarte mult. Și atunci... Te apucă drept. Acum, de genul, ce filmați acum? La ce scrie sau ce? Nu mi-am amintesc exact ce v-am spus, dar putem improviza acum foarte multe. Nu vreți să spuneți. Haideți că... interviu, am greșit că am dat interviu pe telefon. Nu mai fac asta în viața. Nu se dau prin telefon interviu și corect ar fi să nu se... Nu, dar mi se întâmplă și mie. Acum nu trebuie să judecați nici reporterii sau să nu îi judecăm. Nici n-am comentat până acum. De ce? Pentru că de multe ori îi se spune, vreau declarație de la Iordache. Că dacă nu știu cât îți iau din salariu și așa mai și departe. Și ce ține să urci într-o mașină? Păi de unde mașină? Că nu sunt jeepuri pe toate drumurile, domnule. Și mă cheme dar pe mine. Poate să-ți iau o declarație atât de nu, rapidă. Primești și eu chestii de genul ăsta, mai ales în vacanță. Eram la un moment dat pe la 3 Brazi. Pe o poiană dintre astea, stăteam cu familia, era bine și primesc un telefon. Ce cărți aveți acum pe noptieră? Un nas, un popă și un vădă. Zic, stați puțin că sunt... Zic, sunt în vacanță, nu sunt acum. Dar ultimele cărți de pe noptieră. Imediat vi le spun. Haideți să ne oprim puțin să vedem publicitatea. După aceea să revenim în studio și să dăm câteva fragmente din filmul de la care am plecat, Noiembrie, ultimul bal, s-a dovedit până la urmă o premoniție, faptul pentru că acel congres al Partidului Comunist Român a fost într-adevăr ultimul bal, ultimul și congres. Și primul film programat după 89. Da, păi mergea. Chiar la Aro. Dar sunt multe filme care n-au mai fost date, poate discutăm și despre asta după 89 și în ce condiții ar putea fi date, cine deține drepturile de autor, sunt și astea foarte scumpe, să știți. Publicitate. Știi ce ați mai făcut în weekend? Ionescu. Eu am vorbit la mobil cu un cent pe minut. Cu cât? Cu un cent. Pare greu de crezut, dar e chiar un cent pe minut. Tarif în rețea în fiecare weekend de acum înainte la noul abonament promoțional de la Conex. Abonează-te până la 31 decembrie. Un cent, tarif fără precedent. Băieții, tot băieți, când s-au pornit la joacă nu-i mai oprești. Dar ce facem cu murdăria? Acesta este testul pentru noul Tide. Frumos meci, dar după ploaia de ieri s-a cam murdărit. Ce veți face acum? Pun rufele la muiat cam 3-4 ore și ulterior le spăl. Uneori îmi reușește, dar de cele mai multe ori nu. Credeți că Tide le va scoate albe din nou fără înmuiere? Sincer să fiu, nu cred. Schimbă-te și vom vedea dacă Tide reușește să scoată toată murdăria. Să înceapă testul! Ei, ce ziceți? Acum este foarte curat, foarte alb, uimitor de alb. Și n-am mai pierdut timpul cu muiatul. Adică?
economisesc foarte mult timp. Noul Tide a trecut testul. Încercați-l! Coldrex Hotrem. Răcelile au o singură soluție. Ah, e o nouă idee! Strălucită! Noul Anitra WC. Dispozitivul original Anitra eliberează lichidul concentrat în doze egale. Față de odorizantele obișnuite, noul Anitra WC curăță și împrospătează la fel de bine de fiecare dată când trage apa. Noul Anitra WC curăță și împrospătează de fiecare dată. Vrei o mașină adevărată ca vecinului tău? Vrei o casă nouă ca prietenului tău? Vrei să ai bani mulți, mai mulți ca șeful tău? Vrei să fii fericit ca toți jucătorii de la Bingo Europa? Ia cartoanele roșii, verzi, portocalii și albastre. Bingo Europa. Cu 4 cartoane începi o viață de milioane. Există o ținută care nu se demodează niciodată. Pielea frumoasă. Datorită ingredientelor sale speciale, Nivea Body Milk îmi înfrumusețează pielea într-un mod inconfundabil. Nivea Body Milk. Mă simt bine în propria mea piele. Hrana îmbunătățește sănătatea câinelui tău? Da, dacă este pedigree. Eu hrănesc câinii numai cu pedigree. Doar noul pedigree asigură nutriția completă de care câinele tău are nevoie în fiecare zi. Proteine pentru mușchi puternici. Carbohidrați pentru un plus de energie, uleiuri esențiale pentru o blană strălucitoare, minerale pentru întărirea oaselor, vitamine pentru creșterea imunității. Și iată dovada! Pedigree. Sănătatea care se vede. Moș Crăciun are multe de adus. 120 de computere IBM, 10 Volkswagen Golf Variant și marele cadou, un apartament. Ceea ce nu are moșul e un ajutor de nădejde. Ajută-l pe Moș Crăciun să vină la tine. Adună etichete promoționale Coca-Cola astfel încât să totalizeze 20 de reni și trimite-le moșului ca să poți primi daruri multe. Da, am aflat în timpul pauzei publicitare că domnul Iordache e pensionar și că trăiește și din pensia aia. Spuneam că câștigă destul de bine pentru un pensionar. Condiția asta a actorului care are nu trebuie să sperie pe nimeni. Trebuie să vedem cât mai mulți actori, regizori, artiști de care de orice fel, da, ca au bani, ca au case, ca au mașini. Eu m-am cam săturat de plângăcioși. Nu vă supărați pe nimeni. Păi tocmai. Am toată o țară întreagă să plânge. Nu vă supărați că spuneți. Nu, dar e absolut corect. Dom'le, o ducem rău, o ducem în dreapta, o ducem în stânga, o luăm pe centru. Și nu prea mai muncește nimeni. Cred că se supără compatrioții mei pe mine acum. Îmi cer scuze. De ce se supără? Înainte de însemnător. Nu, dar să munce. Pentru că nu prea să muncește. Vă dau pe jumătate dreptate. Că n-aude. Nici nu li se acordă celor mai mulți dintre ei șansa să muncească undeva și să aibă o slujbă la care să se ducă cu plăcere. Eu spun acum că un om care a muncit toată viața. Știți că jumătate din ei lucrează încă la stat, în societățile de stat. Știu. Și șansa de a câștiga mai bine acolo, destul de mică în momentul ăsta. Haideți să vedem, v-ați mai notat ceva? Nu, pentru că vorbeați de actori, vreau să spun că iară trebuie să amintesc că se lucrează acum intens la niște seriale de televiziune, un serial pe care îl face TVR Cinema. Domnul Dan Necșiule este directorul acestui studio. Un film pe care l-ați făcut noastră. Un serial de televiziune. Martorii. Martorii, unde am solicitat colaborarea cu foarte mulți actori. Asta e foarte bine. Mulți actori au lucrat acolo. Dar sigur că nu ai totdeauna posibilitatea să-i plătești la nivelul prestațiilor și bugetul fiind foarte mic, atunci încerci să împarți lucrurile în așa fel încât să și apară, să și fie și să ia și niște bani. În meserie prezent și să și câștige niște mici sume de bani. Cu ce să trăiești? Cum să trăiești? Cu ce să trăiești? Pentru ce să duci omul la muncă? Așa și actorul, tot de aia se duce. Nu? Cumpere ouă. Mai sunt seriile pline unde jucați noastră? Da, la astea două la care joc, da. La Național. Și știu când a început lumea la teatru? A început să revină, da. Păi se întorc la noi, că n-au încotro.
Bine zis. Haideți să vedem câteva minute din filmul Noiembrie, ultimul ban, ultimul ban. Poate și aduc aminte telespectatorii despre acest film și revenim după aceea în platou. Dați filmul, vă rog. Că vă plictisesc, însă vă rog să-mi dați voie să vă spun părerea mea despre târgul nostru pe care eu îl numesc campament barbar și cosmopolit. Vă scot din cauză pe dumneavoastră, care purtați niște vechi nume de răzeși. Ortac, Cataramă. S-au adunat aici dezertori ai agriculturii. Oameni care se rușinează de părinții lor în straie albe. Oameni care vând sau cumpără cu folos. Sau care dau bani cu dobândă. Beți. Nu știu decât să zgârie în condici cuvinte fără ortografie. Și nu știu să citească decât o gazetă. Uneori se lipsește și de asta. Au dispreț pentru tot ce nu cunosc.
cazul ăsta, crâjma este absolut necesară, pentru că înlocuiește teatre, concerte și biblioteci. Teatru, concerte, biblioteci, o să mă întrebați. Astea sunt prostii. Deci, în târgul ăsta, unde nu se întâmplă nimic, trăiește o lume fericită, pentru că nu are nicio preocupare. Dacă statul n-ar plăti lefurile, ar fi catastrofă. Singurul nefericit sunt eu, care îmi propun probleme de rezolvat. Meditația și lenea sunt plăcerile mele cele mai evidente. Postul de prefect a fost o nostimadă. L-am acceptat ca pe o diversitate, ca pe un mod de a mă distra. Dacă nu te superi, prințule, aș mai vrea puțină brânză. Știu că te plictisesc, însă te mai chinui puțin. Te rog. Hai, mă, și voi ce stați acolo? Hai! Mișcă la muncă! V-am spus, un câine e o pâine. Ce, nu-l mai simte pe Emil? Ăsta nu e. Cum merge cu piciorul? Prost. Aglaia ți-e nu numai decât să iasă. Credeam că la adunarea unde se duce particip și dumneata? Care adunare? Adunarea în care se desăvârșește opera pe care s-a început-o. Ironia pe care o simt în vorbele dumitale, domnule general, mă bucură. Asta înseamnă că ești sănătos. Mai puțină ironie și mai multă mâhnire, dragă prietene. Pentru că nu pregătiți nimic bun fetei pe care o protejați. M-a auzit-o spunând chiar aici, cu prea multă sufletire, că trebuie să se despartă de familia ei. Nu mai înțeleg nimic. Am crezut că fata a făcut o alegere liberă. Bineînțeles, nu o silește nimeni. Dar cred că ești de acord că o fată ca ea nu poate să aspire la cotețele maiorului Ortac. Aglaie a fost împotriva căsătoriei și atunci am observat lacrimi în ochii Dariei. Desigur, e vorba de un sentiment neîmpărtășit. Dumneata, n-ai înțeles pe cine iubești? Cred că Aglaia știe chiar de la ea. Am observat la nevastă mea un spor de afecțiune și de grijă pentru viitorul Dariei. Cum însă femeile sunt câteodată însăși contradicția, rezultă de aici cele mai accelerate pregătiri de nuntă. Ultima achiziție? Ultima achiziție. Pot să văd? Dacă boier ați fost, boier ați rămas. Da, apropo de ce? Apropo de filmul ăsta, multe dintre replicile dumneavoastră de acolo, de la balcon, sunt foarte valabile și astăzi. Așa ziceți? În târgul nostru, da. Da. Ce e paradoxal? Teatru, cinema, da. Astăzi vin și biblioteci. Ăla care vrea și el puțină brânză. Da. Mi-aduc aminte de o fază extraordinară pe la Castelul Bran. Vorbea ghidul acolo de ce conține castelul. Și așa am început sfârșitul să acolo și așa mai departe. Și la sfârșit întreabă din grup dacă vrea cineva să pună o întrebare și ridică o mână și vă rog, ce întrebare aveți? Unde e o toaletă pe aici? Așa și cu ăsta. Da. Puțină brânză. Prefect ce erați aici? Prințul? Nu era prefect. Prințul nu făceam nimic. Am acceptat la un moment dat postul de prefect. Mai înainte o stimată, că așa să... Să treacă o distracție, nu, ca un fel de... Dar spune, lenea îl caracterizează. Da, lenea și, deci, și meditația. Și meditația. Dar sunt mulți. Atunci s-au gândit că noi zicem cum poporul român e leneș. Lenea și meditația. Și acum sunt mulți care sunt... Sunt mulți care au trăsăturile astea sau trăiesc în lene și meditație. Păi și nu mai facem, domnul Pița, un film ăsta. Noi ne-am apucat să dăm, sunt imagini extraordinare. Mare plăcere că am văzut și câteva crâmpe din filmul ăsta.
probabil că ar fi bine să mai programăm filme românești. Programăm? Nu numai din filmele făcute de mine, dar și ale colegilor mei, pentru că sunt filme interesante. Degeaba ne plângem noi de cinematografie, am avut și cred că vom avea o cinematografie importantă. Nu, am avut și poate vom avea, că deocamdată nu prea mai avem. Cred că vom avea, asta spun. Cred că vom avea, pentru că mai sunt și tineri care vor să se exprime, mai sunt și oameni care... În 10 ani am auzit doar de Nari Caranfil, n-am auzit de altcineva. Mai sunt și alți tineri. Mai sunt și alți, dar e bine că ați auzit de la țară, da. De el. Da. Că erau muncit. De film. De film, da. De film, da. Sunt destui, a fost Șerban. Păi, Șerban Marinescu, Șerban, care a făcut filme interesante. Stați puțin, vorbesc din nou Val, da, domnule. Șerban Marinescu a făcut un film pe care lumea l-a gustat foarte bine, unde juca Ștefan, cel mai iubit dintre pământeni. Iar Șerban Marinescu acum face 3 episoade din cele 6 pe care le produce Televiziunea Națională. Dumneavoastră, știu că nu vă place să auziți lucrul ăsta, dar... Asta e, ce să fac? Așa e, aveți dreptate, acolo... cu tinere, când au ce faci? Când am spus că nu are, să nu mă înțeleagă, Doamne ferește, telespectatorii greșit, că nu vrea românul să muncească. Sigur că ne place să și plângem. Și la Văicării suntem ce mai buni? Dar suntem un popor destul de muncitor. Nu suntem, am fost la Emeina că l-a făcut un duc extraordinar. Dar muncesc de dimineață până dimineață. Le crapă palmele. Și seara râd. Păi au și de ce să râdă seara, adică... Au paharul plin, au găina în coteț, porcul oțelă mai încolo. Corect. Haideți să ne oprim pentru ultima dată în această seară, publicitate, da? Ești vesel? De ce? Ți-ai luat Cosmo sau te-ai abonat la Cosmorom? Una din ele și poți câștiga un premiu. Ce premiu? Schiezi? Ski nautic, iarna la mare, poate în Thailanda, singur, împreună cu 9 prieteni în Thailanda. Premiile te lasă mască. Păi sunt și altele. De sărbători, toată lumea câștigă la Cosmorom. Noul Bona Oxigen Activ, pentru spălare manuală și pentru mașina automată. Mai alb, mai strălucitor. Când te gândești la viitor, ai nevoie de siguranță pentru a-ți atinge idealurile. Când te gândești la viitor, ai nevoie de încredere, de profesionalism. Când te gândești la viitor, gândește-te la Astra. Astra. Pentru o viață senină. Chic, elegant și în pas cu moda. Savoarea celor mai alese boabe de cafea o regăsești în mângâierea aromei Jacobs. Ne cheamă împreună. Și acum cu Jacobs și Poiana. Urmează-ți steaua norocoasă și câștigă marele premiu de $50,000 plus alte premii fabuloase. Urmează-ți steaua norocoasă. Câștigă cu noul Pedigree. Trimite 3 coduri de bare și poți câștiga un Renault Megane sau hrană pe viață pentru câinele tău. Pentru primii 1000 de participanți, primii surpriză. Detalii în magazine. Pedigree. Aport Renault. Sper să nu faceți vreo surpriză. Viața e plină de surprize, eu știu să le fac față. Cu Head & Shoulders, în fiecare zi, previne apariția mătreții și îmi lasă părul irezistibil de frumos. Am vrut doar să vă cer un autograf. Head & Shoulders, în fiecare zi. Pentru că viața e plină de surprize. Da, ultima parte a emisiunii. Din păcate, atunci când e vorba de cultură, când e vorba de film, timpul trece al naibii de repede. Nu s-a introdus nicio moțiune de cenzură în seara asta. Sunteți spectatori la luăm ceea ce se întâmplă pe scena politică? Cum ați privit aceste alegeri, domnul Iordache? Haideți la sfârșit și măcar spuneți ceva mai... Mai dur? Mai dur, da. Am ferește, nu. Pentru că e ca orice român, cu speranță, și nu fac glume aici, nu sunt ironic, nu vă... Da, asta cu speranță e bună. Pe cuvânt de onoare.
Și dacă n-aș privi cu speranță, chiar aș nebuni. E foarte ciudat, am citit într-unul din interviurile dumneavoastră, de fapt e un serial al Ludmilei Patlanjoglu, în Adevărul literar și artistic. El l-a consemnat, nu e serial. El l-a consemnat, e un serial cu dumneavoastră, un interviu fluviu, care se va concretiza într-o carte, unde există un personaj uluitor numit Ștefan Iordache, și spuneți acolo că vă duceți și discutați politică, inclusiv la Crâșma din Gruiu. De acolo, vă cer scuze, te-ai dat o bere. Și ce discutați? Ce zic oamenii la sală? Eu îi ascult mai mult. A, îi ascult și de acolo știu că sunt nemulțumiți, că ar vrea să muncească și n-au unde. Alții vor să stea și tot iar n-au unde. Și discută toată țara asta. Deci de ce vă ziceau boierul aia din Gruiu într-o vreme? Aia din Gruiu, de ce vă ziceau boierul într-o vreme? Nu, ziceau domnul actor. Domnul actor și după aia domnul boier. Bine, așa spune la venetici, cine vine acolo. Că e boier. Așa e și la noi. Corect, așa ce este. Vine până la boierul, vezi ce vrea. Da. Domnul Pizza, haideți, spune ceva în concluzie și vă promit că o să mai facem emisiuni despre film și despre cultură în general. Concluzii nu prea mă pricep să trag și de altfel nici nu mi-e... Trageți o dublă atunci, dacă nu vreți să trageți mea. O concluzie. Dublă ar fi ca să facem ceva, ca cultura, filmul, tot ceea ce înseamnă spirit românesc să existe. Nu credeți că a venit vremea să fie turnat un film mare în România? Păi vremea asta cred că așteaptă cam de mult să fie turnat un film mare. Așteaptă? Tu sperăm un film mare trebuie să bani mulți. Și banii nu prea sunt pentru cinema. Sperăm că o să-i găsiți dumneavoastră în diverse locuri. Eu, ce pot să vă promit, este că stau la dispoziție oricăror subiecte importante. Putem discuta pe această temă. Eu vă mulțumesc. Este. Și e bine că e așa, pentru că altfel n-ar fi. Dumneavoastră mă cartați, că dar nu aveți... Eu sunt mai modest ca el, dar vorbesc de meserie acum. E păcat să stea un om ca Dambiță. E un păcat să stea un om ca atâția regizori mari care e în România asta și stau degeaba. Să nu zic de actor, că intru pe filia mea. Dar când mă gândesc că stă Dambița și că stă atâția oameni care ar trebui să muncească, trebuie să muncească și în teatrul meu. El a mai făcut un spectacol extraordinar. La mic, la Murgul Burghez. De mult. Deci poate să facă și asta. E păcat să stea. Spectacol acum, care s-a jucat cu sala plină. Nu se găseau bilete nici dacă... Bine, la mic nu se găsea la nici. Nu se găsea pentru că nu puteai să ajungi acolo. Da, și pentru că Dinu Săraru știa cum să organizeze un teatru. Făcuse acolo o chestie uluitoare. Făcuse un teatru istoric. Are peste 60 de ani, stă în colțul casei, este o întreagă uzină care merge de atâta mari de ani, e falnic, destul de egoist, nimic nu prea există lângă el. Nu se simte stingher pentru că e puternic, bine înfipt în pământ, plin de viață și când nu ești cu minte, te pocnește în cap, dând drumul la copiii lui, că nu te aștepți. E nucu. De multe ori, încremenit sub lună, parcă l-am auzit spunând, ce vorbești, domnule? Și parcă sub o pală de vânt începea să râdă. Și iar o nucă în cap să ne amintească înțelept că stăm sub oblăduirea lui. Știe multe scenarii, piese de teatru pe care le ascultă, pedepsindu-ne din când în când, dar de fapt ocrotindu-ne. Multe nuci am primit în cap și o să mai primesc, dar nu cred că am să mai încep un film sau un spectacol fără să mă sfătuiesc cu bătrânul meu, care, sigur, e mai înțelept decât mulți ce mișunăm prin meseria asta fără să primim o nucă în cap. Ștefan Iordache, semnătura lui Ștefan Iordache, nucu. Este cel la care stă secretul multor roluri, putem să intuim multor roluri pe acolo care... Acolo am repetat și scene din... Subnuc, pe subnuc ăsta bățin. Din noiembrie ultimul val. Da, probabil că și pisoii dumneavoastră, cei trei pisoi știu multe. Și din Amurgul Burghez. Și din Amurgul, cam toate, nu minte acolo. Da. De Cascarache, Chichi, Timofte și... Al tău cum îl cheamă? Da, nu mai... Cum îl cheamă? Asta al meu de acum? Da. Socrate. Tot pisoi? Domnul, da. Vedeți? Socrate și ei mei Cascarache, Chichi. Se vede diferența, domnule. Noi astăzi de la țară, domnul Pizza rămâne un burghez. Dumneavoastră cu Cascarache, cu Chichirichi. Mai suntem în emisie? Da, întotdeauna. Da. Vom ieși în curând. Vă mulțumesc, domnilor, pentru participarea în această seară și vă doresc succes în continuare. Să dea Dumnezeu să dumneavoastră sau... Baftă. Baftă.
să dea Dumnezeu să multă baftă pentru a face acel film mare care să rupă ritmurile și Cobiliță, bineînțeles, să rupă ritmurile în cinematografia, în filmul românesc. Mulțumesc mult pentru participare. Ne oprim aici, ne întâlnim mâine. Până atunci, vă spun ca de obicei, țineți aproape.